Cum adică să... Bună dimineața, două vizitări, hai să o echiță sunt. Cum adică să... Nu aud, vorbim mai tare, puțin că nu mă aud. Bună dimineața, domnul Mititelu, Mihai Stoichiță sunt. Bună dimineața. Păi cum adică erau contradicții între antrenori acolo? Păi există... Domnul Stoichiță, lăsați-mă în pace că dumneavoastră nu puteți să mă urechiați pe mine niciodată. Chiar dacă eu nu sunt profesionist calificat, credeți-mă că la mine la club e mai mare organizare și lucruri mai bine făcute decât ceva din noastră pe la echipa națională. Domnule Mititelu, mă rog, dar nu ați devenit defensiv. Nu sunt de acord cu treaba asta. Eu vreau să vă întreb cum adică existau divergențe între antrenori. Există un singur antrenor care conduce treaba acolo. Un antrenor îți face antrenament de 30 de minute. Și alții ceilalți spun, domnule, nu e bine 30 de minute, că nu, ce să dau exemplu așa. Domnul Mititelu, pe cine dați dumneavoastră afară? Pe ăia care vorbesc că nu sunt antrenamentele bune sau pe cel care le decide? L-ați dat afară pe Napoli. Nu l-am dat afară pe Napoli. Am zis așa, i-a expirat contractul, mă scuzați, am greșit eu. Domnule, unul singur răspunde. Domnule, l-am angajat pe o perioadă limitată pe Napoli pentru că antrenorul care mi-am pus speranțe și care am pus asta campionatul a dat greș. Adică nu mă gândeam că etapa 10 sau când... Domnul Mititelu, haideți să vă spun că spuneați de echipa națională. La echipa națională, responsabilitatea totală e a antrenorului. Principal. Păi s-a văzut, domne, și de aia suntem unde suntem, că ați dat firurile să ne conducă niște șoferi amatori și au ajuns cu ele până au ajuns. Dar dacă, fiți mai atenți când dacă eu îi dai asta lui Lucescu, îi dai lui, eu știu, la antrenor cu experiență, nu îi dai la unul care nu știe exact, adică are diplomă de antrenor sau nu are, unii n-au avut, dar nu, mergem pe încercatele. Păi cum n-au avut diplomă de antrenor? Iordănescu n-are diplomă de antrenor? Nu mă referam la el, mă referam la modul și foarte bine că am pus și cazul de antrenor fără diplomă. Nu, toți au avut diplomă, fără domnul Mititelu. Fără licență, vreau să spun, fără licență, domnul. Toată lumea a avut diplomă, deci, să știți. Acest model de succes pe care dumneavoastră îmi prezentați, de fapt a fost un fiasco al dumneavoastră. Eu de bine, de rău, așa cum sunt eu nepregătit profesional cu coizrații dumneavoastră, am terminat pe locul 7 în România. N-a spus nimeni asta. O spuneți dumneavoastră că vă consideram nepregătit profesional. Păi nu, dar dumneavoastră credeți că dacă... Dumneavoastră faceți niște afirmații pe care le puneți în gura altora, dar văd, nu este adevărat. Dumneavoastră folosiți cuvinte și expresii, probabil că induse de o altă persoană, care vor să vă influențeze împotriva federației. Probabil. Gândesc și eu așa. Am voie să gândesc, domnul Mititelu. Eu n-am treabă cu federația, eu am treabă cu câțiva oameni din federație. Federație, ce treabă cu federația, cu persoana însăși? Eu sunt membru al federației, clubul meu este membru asociat fondator al SRP-ului. Ce treabă să avem noi cu federație? Eu am treabă cu unii care ocupă acolo fotoiul la federație. Asta e altceva. Am plecat de la antrenor și am ajuns la fotoli, mă rog. Dar... Păi nu, dar credeți-mă, dumneavoastră care reprezentați, ați lucrat la federație în ultimii 10 ani sau că sunt de atunci? Nu, 6 ani sunt de când lucrez, 6 ani. 6 ani. 6 ani sunt de când lucrez la federație. Da, și se vede. Se vede că și acolo e dezastru. Se vede, domnul Mititelu, vreo 3 participări la campionate europene de U21. Mă face să râd. Nu vă fac să râd, să râdeți, pentru că dacă stați bine să vă gândiți, am văzut aseară în echipa noastră foarte mulți jucători români. Dar au ce legătură cu munca dumneavoastră? Dar au legătură, pentru că munca mea a federației depinde și de munca dumneavoastră. Poate nu... Asta e altă discuție. Toți principalii furnizori de jucători sunt cluburile. Nu noi îi creștem. Dumneavoastră trebuie să-i creștem. Da, dar noi îi creștem și dumneavoastră veniți și ne arbitrați și dați... Domnul Mititelu. Domnul Mititelu, nu vă arbitrează noi, domnul Mititelu. Nu vă arbitrează. Dar dumneavoastră să controlați sistemul. Cine promovează arbitri, cine îi spune, cine îi deleagă, cine îi sancționează. Domnul Mititelu, duceți discuția tot timpul în zona în care vă convine. Un arbitraj nu, domne, care... Nu, hai să ducem, nu, în zona care vă convine dumneavoastră. Păi da, nu, domne, nu, eu v-am dus în zone diferite, neutre, de arbitraj. Dați-mi arbitrajul independent. Vorbeam de jucători, dumneavoastră mă duceți la arbitru, domnul Mititelu. Vorbeam de jucători. Arbitru, că
aseară Albu putea să... Aseară Albu n-a avut șansa să joace la o echipă care să meargă în cupe europene, pentru că a venit arbitru trimis de federație și ne-a luat această șansă. Și vă felicit pentru Albu, pentru că Albu probabil că este membru nu într-o echipă națională acum. Nu știu, acum poate nici nu mai e, dacă după declarațiile mele. Am văzut că contează. Domnul Michitelu, emoțional sunteți dumneavoastră implicat. Eu nu și nici cei de la federație. Nu, că dumneavoastră, din prestă deosebire, eu am cheltuit o avere în fotbal, dumneavoastră v-ați făcut avere din fotbal. Cam asta e diferența între noi. Da. Dar nu are nicio legătură, iertați-mă, domnule Michitelu, plăcerea dumneavoastră. De foarte mult are legătură, pentru că eu am domnul iubit Michitelu, fotbal de mult. Trebuia să muncesc pe gratis ca să la diferitele cluburi și echipe naționale. Nu, n-am spus, înțelegi ce am să spun, că nu asta am să spun. Că eu atât de mult am iubit fotbalul și l-am servit încât mi-am riscat totul pentru el. Iar dumneavoastră... Este de lăudat ce ați făcut. Ai, m-a lăudat. Am văzut, aseară m-a lăudat cu Isnat. Ne-a dat niște fori aseară. Niște busuioc. Domnul Michitelu, iară întoarceți discuția în direcția în care vreți dumneavoastră. Nu vă place, vă plac ăia 9% de votanți, vă plac aplauzele. Domnul Michitelu, vedeți că până 3 ați fost și dumneavoastră. Domnul Michitelu, ați fost și dumneavoastră. Am fost păcălit. Păi a treia oară, domnul Michitelu, eu nu cred că suntem atât de abili încât să păcălim atâta lume. Ba da, pentru că e plină țara, ce să face? Aveți sistemul care funcționează. Aseară a servit partidul, după aia partidul vă servește la vot. Vedeți, domnul Michitelu, noi suntem desprinși total de politică, domnul Michitelu, spre deosebire de dumneavoastră. Da, eu cu politica, poate nu știu ce politică fac eu. O să o descoperi. Deci Federația Română de Fotbal face politică ca orice alt partid din România, numai că o face pățiș. Bun, Vasile Dâncu din nou în prim plan, la el faceți referire? Nu, n-am nicio treabă cu Dâncu, că nu la Dâncu mă referit. Hai să vedem tot sistemul, dar nu cred că e subiectul emisiunii, pentru că a trebuit Ioana să mă chem într-o emisiune. Păi veniți odată. Când vine domnul Michitelu să mă inviți pe mine. Neapărat. Păi unde sunteți, domnul Michitelu? Nu sunteți în preajmă pe aici? Vine sezonul viitor și vă invităm pe amândoi. Aici ați vedeți că dacă spui o chestie, s-a 7 este atașe după aia. Deci sunt organizat și la nivel de presă, nu mă refer la fanatic. Dacă spui o chestie, te pomenești cu alte lovituri pe la spate. Adică, eu știu ce am păstrat atunci când m-am luat de vânzarea de Plus TV, ce atacuri am primit și ce amenințări am primit după aia, valate și devalate. Deci, sistemul e foarte periculos.